Suntem în plină câmpie din țara Verașului, mergem de Cârțișoara, ne-au îndreptat niște localnici spre Transfăgărășan, venim din Arpaș, am găsit niște un arus de soc, care calorie contează. Aici vom sta mai multe zile, acum ne îndreptăm, mai avem câteva ore lumină și ne vom căuta un loc de noptat cât mai aproape de munte. Mergem către sud, către Negoiu. Să mergem! Bună dimineața! Te-ai trezit? Da, este o oră cam matina pentru unii. Suntem în lunca Văii Laiței. A fost o noapte plăcută, călduță. Eu n-am avut sac de dormit. Un sac de bivac. Încerc să prindem un drum către Fiorul Sunsului. Cătăinii ne-au îndreptat către sud. Pana fostului refugiu din Piscul Tunsului. Aici, până nu de mult, a fost un refugiu, o casă de vânătoare. Iată, pana este invadată de ștevie. Din fericire, nu depășește genunchiul în înălțime. Ar fi fost un loc de bivouac aici la casa de vânătoare. Vom coborî către apă. Apa vitală urcușului. Supraviețuirii, de fapt. Iată, am coborât pe versantul estic al piscului Laița. Piscul Tunsului, către izvor. Din fericire am găsit apa, este o mană cerească pe această culme. E un coborâș cam anevoios, iarbă mare și copaci coborâți. Asta iarnă l-am găsit cel mai greu, fiindcă nu s-au mai cunoscut potecuțele. Este o potecuță firavă. Încă puțin. Mi-am legat bidoanele cu un șiret ca să am mai multă dexteritate. La mâini să mă pot sprijini. Iată apa! Oh, o mană cerească!
Dar curgea o leacă mai tare, nu mai mi-aduc aminte. Da. E foarte bine așa. Ce faci acolo? Oh, ce deliciu! De aia să-ți văd și fața, buzele. Ah, încă n-ai început să mănânci. Frumos! Suntem pe piciorul tunfui. În față se vede piciorul sărății. Și în scurt timp vom ieși la Golapin. Deja am intrat în etajul șnepenilor. Avem încă o oră, poate mai puțin, până pe furca tunsului. S-a înnorat o leacă, e bine că ne dă umbră. Urcuș pe furca tunsului. Suntem ce în ce extenuați. Ne-am mai oprit și la delicioasele afine, pentru că bucătăria naturii e foarte darnică în acest sezon. Găsim și merișoare de rododendron și afine, o grămadă pentru toți. Iată, înspre creastă, înspre zona de sudică, este negru, e ceață. Se vede și cabana Negoiu. Ciprian e puțin mai în spate. Urcăm pe furcă și sperăm să avem și alte perspective.